Iar ninge afară și weekendul acesta va fi foarte frig, până la minus 20 de grade Celsius noaptea. Ger. Micul meu dejun din dimineața aceasta constă în cereale, un mix de cereale, de fapt, cu lapte vegan și fructe confiate, dar mi-am mai adăugat eu afine și smeure. Uitați ce bine arată. O cană din aceasta plină. Au venit măștile! Acum a dat ce prinde pe Amazon măști și aveam, câte sunt aici? 150 de bucăți. Ca să avem. Să ne ajungă. Am adus țarcul aici pentru că urmează să vină cineva să-l cumpere și sper să și vină, pentru că odată tot așa am vrut să-l vindem, a zis persoana respectivă că vine să-l ia, l-am adus aici și n-a mai venit să-l ia și nici nu a anunțat, ceea ce mi s-a părut urât din partea lor, dar sper că acum să nu fie cazul să vină să-l ia, am spus că dacă se răzgândește măcar să anunțe. Gata, am primit masaj că vin în 20 de minute. Super! A venit domnul respectiv să ia țarcul pentru bebeluș, ceea ce mă bucură foarte, foarte mult, pentru că l-aveam de ceva timp, nu mai ocupa loc, eu nu-l mai foloseam, fac loc pentru alte lucruri și cel mai mult mă bucură că s-a ținut de cuvânt, pentru că în ziua de astăzi nu poți să fii sigur pe oameni, nu știi cine minte, cine nu sau dacă se țin de cuvânt, așa că mă bucur tare mult că într-adevăr a venit. Suntem aici, facem sport, toată familia, numai tati, nu că e la muncă, de asta facem noi când e la muncă. Suntem la Ikea! Am venit aici în studio de fitness și piticotul e aici. Hai mamă, bagă mai repede! Păi bag, hai, tu bagă! Eu, uite, eu, ale mele merg mai greu decât ale tale. I-am dat pe 4 aici. Edi, ajută-te pe cât e oma. Acolo, că nu văd. Ne-am apucat de sport. La 4 da. Sper să ne și ținem, să ne putem ține cu copii. Da. Nu se găsește vreun până poate să stai pe el și să slăbești. Oi! Ba da, în vise. Ia mamă, hai, bagă că poți. Hai, ba, nu. Normal că pe cotor, cum am slăbit? O, dar e greu. Fetelor, nu mai pot deja. Pe bandă e mai bine că nu mă dau de picioare, dar pe bicicletă. Mamă, și ce-am făcut de la nunta ta? Băgam câte 5-10 km. Pe asta acum nu pot niciun kilometru. Păi stai că abia început de prima zi. Trebuie să iei treptat. Edi face la bicicletă. Mama s-a mutat pe bandă. Tanan. Mai ușor pentru mine banda cu bicicleta. Eric vrea și el doar că o să înceapă tare, că și-a ales un program de alergare. Mama, nu acolo, că o să înceapă tare. Tare, începe tare, tare, tare. Stai că trebuie să-l iau. Bravo. Așa, bravo, Edi. Ia uite-l ce spor face băiatul. Bravo. Dar ne-aș vrea să stai pe așa. Să mă duc pe așa, nu ajungi. Bravo. Păi asta e, vreau să vedem. Așa, mami, bravo. Dacă las un interior așa. Hai mama, hai! Bagă oma acolo! Așa, să ardă calorile! Da? 6! Viteza 6! Așa! Cine se apucă de spor cu noi? Vă apucați, fetelor? Hai că avem o sală întreagă aici cu de toate! Hai că împreună reușim! Suntem mai puternice! Așa mama, hai! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 2, haideți și aliniați aici toți, haideți! Mama! Da! Hai, fă, din alea, scoați! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, și am făcut 3 km. 1, 2, 3, a venit Cipri de la serviciu și în drum spre casă s-a dus și a ridicat butelia cu heliu pe care a comandat-o ieri sau alaltă când ai comandat-o? Ieri a comandat-o,
pentru că noi suntem aici în pregătiri intense pentru ziua lui Edi, pe care vom sărbători duminică. Împlinește 7 ani, dar va fi ceva restrâns, pentru că din cauza regulilor care sunt, vom face în familie anul acesta. Dar oricum vom umfla baloane și vom face să arate totul frumos pentru el. Zice că este suficientă pentru 50 de baloane această butelie cu Heli. Cam puțin, nu trebuie să-mi luăm. Ar fi vreo 1 milion să pună de baloane. Ai fi stare, ai fi stare. Știu, te cunosc. Dacă te speri, nu să pun de baloane pe aici. Tu chiar ai vorbit serios? Da. Și pe sus și pe sus. Ne distrăm, păi într-o cameră și... Am uitat să-mi zic să-i cumperi balon din ăla cu cifra 7. Stai să caut, că trebuie să ajung prin real, că n-am găsit. Până de care? Da? Știu sigur că acolo are. Da. Și mie ce mi-ai adus? Ai plătit factura? Da, am plătit. Astăzi Edi este Rudolf, momentan e în pauză, se joacă pentru că și-a terminat temele și are pauză și a vrut să se îmbrace în Rudolf și astăzi la ora pe care o are cu doamna a zis că vrea să stea așa, costumată în Rudolf. Păi astăzi e jumătate. Astăzi ai un tărift. A, da, și zis că se pot costuma. Da, da. Deci tu ești Rudolf, da? Te să primești concurs. Stai, cine îmi dă costumă? Nu! Nu de acos! Ce dulce! M-a pupat! Hai, pupă-l pe tati! Ce dulce ești! Tati, da! Așa, m-ai adus iubii niște tortilla wrap, două pachete, suc pentru copii, roșii pentru gătit, niște bere la doză. Aici avem alt suc pentru copii, pentru că noi ne facem stocul de aceea, ceapă roșie, aici niște batoane din acelea cu diferite fructe și cereale, aia e pentru voi, este iaurt, cred, da, iaurt, pentru copii, aici bacon, ce mai avem, sultanie, ustafide, căpșuni și banane. Și acolo biscuiți Leibniz. Mami. Da, am fost plecat, am avut o programare undeva. Ce-a mami? Da, și am venit acasă, opa, la încet. Și piticul meu m-a luat de mână și mi-a arătat un pachet pe care l-am primit. Și cred că este floarea de la XX Lutz, care în sfârșit a venit de 2 săptămâni, o aștept. Credeam că vine odată cu veiozele, dar nu a venit. Dar e bine că a venit și acum. Și să o desfacem, doar că mi se pare un pic cam mare pachetul, ori e cutia mare, pentru că na, mai fac și așa, trimit, pun în pachete mari, în cutii mari, ori e ea, dar nu cred să fie atât de mare. Oricum, haideți să desfacem. Ia tai, mami! Nu lasă că tai, mami, ca să nu se întâmple vreun accident ceva, ok? Tu știi ce faci? Uite, poți să deschizi cutia după ce tai, mami. Ok, acum deschidem cutia. Oh. Mami. Mai e ceva ce ține? Hai. Hai să vedem. Uite din asta cu bule ca să poți să pornești. Wow, ce mare e. Nu mai țin aminte să fie atât de mare. Eu am văzut odată în magazin, când era deschis magazinul și de-aia știu că e. Că era mare, dar nici chiar atât de mare, nu mai țin minte să zic pot chiar atât de mare. Uite, și din asta mai mică, Eric. Și cum o scoate de aici? Stai să văd dacă reușesc. Alo, tati! Ca să te mânești! Edi, mă ajută un pic! Ok, gata. Ce mare e! Ce mare e! Super! Ia uitați ce frumoasă și mare! Ta-da-n! Haideți să o punem! Ce frumoasă! Vă place? Da! Este deja 4 ceasul și într-o oră trebuie să plecăm la Ikea. Nu era pregătit să plecăm, nu aveam un plan așa ceva astăzi,
Dar m-am uitat pe site-ul lor, după o măsuță de make-up și un scaun, am găsit ceva ce-mi place, nu ceea ce vreau eu inițial, pentru că nu au nici culoarea care îmi trebuie mie și este și prea mare, dar am găsit altceva care îmi place și ne întreba acolo pe site dacă putem să mergem să ridicăm astăzi mobila, așa că astăzi între ora 7 seara și 8 seara trebuie să ridicăm mobila de la Ikea, așa că eu și Cipri o să plecăm pe la 5:30 înspre magazin care este la o oră jumătate de aici, din orașul în care locuim noi, și o să stea mama cu copiii ca noi să putem să mergem, o să ridicăm mobila după care venim acasă, pentru că până la ora 21 trebuie să fim acasă, pentru că așa este mai nou regulă aici în Germania din cauza pandemiei. Până la ora 9 seara ai voie să ieși, după care trebuie să fii acasă. Și da, mergem să luăm mobila, abia aștept. Și astăzi, deși a fost așa o zi aglomerată, am reușit să fac multe lucruri. Dimineața am avut programare, am fost la programare. Când am venit, am găsit pachetul, a venit orhideea mea pentru comoda din dormitor, ceea ce mă bucură foarte mult. Mi-am dat comandă și de mobilă, trebuie să mergem să o ridicăm, am făcut și curățenie și da, a fost o zi productivă, ceea ce mă bucură. Iar mâine o să sărbătorim ziua lui Edi, abia aștept. Mâine o să ne fie livrat tortul, i-am dat comandă de tort și-a ales un tort în formă de minion, dar o să vi-l arăt mâine când o să-l primesc. Și nu v-am arătat ce am primit eu astăzi de Valentine's Day de la soțul meu, care de fiecare dată mă surprinde și îmi face tot felul de surprize, dar cel mai bine haideți să vă arăt. Am primit buchetul acesta de flori, uitați câte culori frumoase are, deci este superb, îmi place la nebunie, îmi place. Parcă ia așa privirile, toate privirile le atrage, asta și din cauza culorilor pe care le are. Și este deja pus în vază, în apă, și am mai primit ceva să vă arăt. Am mai primit această cutie cu căpșuni în formă de inimă și am mai primit o cutie cu bomboane de ciocolată care sunt foarte, foarte bune. Firma aceasta face bomboane de ciocolată foarte bune, delicioase. Vă recomand să le încercați dacă nu ați făcut-o până acum. Suntem în mașină, tocmai am plecat de acasă și ne îndreptăm înspre Ikea să mergem să ridicăm mobila. Cipriotul meu a dormit astăzi, în timp ce el a dormit eu am făcut curățenie. Vedeți că nu m-a ajutat soțul meu, ce soț am ingrat! Spune că m-am uitat la film, nu? Păi nu, da, s-a pus să se uită la un film și ca de obicei, cum se uită la filme, se uită 2 minute și după aia, șlafon. Și acum mergem la Burger King să luăm ceva de mâncare, pentru că a dormit și acum trebuie să bage la ghiozdă în el cap. Na. Am visat că asta e viața. Am visat că să-ți cumpăr cizme. E un fenomen ciudat în lumea de astăzi. Nu, dragă, este ceva adorabil. Nu voi, cum se poate așa ceva să cumpere în familie ceva? Doamne, iartă-mă. Da, soțul meu, să știți că este un bărbat diferit față de ceilalți soți, că și pe mine câteodată mă șochează și mă uimește, mă uimesc unele lucruri când aud la alte femei. Wow, e condă mare. M-a speriat. Da, că e curbă și am crezut că sunt mai multe mașini. În ce sens este diferit? Este un soț romantic. Știu că multora li se pare ciudată chestia asta, mie nu, eu așa sunt învățată și așa îmi place să fiu tratată și asta și pretind pentru că sunt femeie și mi se par normale lucrurile pe care le face el. Adică să-mi cumpere cizme, să aibă grijă de mine, de copii. Ce ți-a cumpărat cizme? cum poți să zici așa? Și el alege singur cizmele. Da, el și alege singur cizmele, trebuie să-i aleg eu. Și acum să vedem ce ne comandăm de la Burger King, că nici nu știu ce să-mi comand. Știi cum? Chestia asta fără supărare, dar mi s-a părut ceva de genul, vai de mine, cum poți să cumperi chiloți la soțul tău, că dacă i s-au rupt? Trebuie să stea fără chiloți, săracul. Își cumpără singur. Te duce la McDonald's, nu fac de mâncare. Mănâncă singur. Ce prinde, ce găsește, nu?
Da. Spune că fără supărare la fata aia sau femeie sau ce care a comentat, dar total deplasat. Să te miri în familie să cumperi ceva, e un lucru normal. Da, pe pentru bun, noi e normal, că na, noi... Pentru noi, da. Așa suntem învățați. Păi da, într-o orice familie, adică sunteți doi, n-ai pâine în casă, ce faci? Îmi cumpăr singur? Sau stai și mor de foame că... Vai, cum să-mi cumpere soțul? Păi la ce te-ai mai căsătorit? La... Corect. Nu. Da, părerea unui bărbat, deci dacă asta e părerea unui bărbat, vă dați seama părerea mea care este. Și până mă uimesc unele lucruri, mai ales că sunt spuse de femei. Fetelor, la ce vă măritați atunci când nu înțeleg? Serios, acum. Nu de asta vă căsătoriți ca să fiți o familie, un cuplu, să faceți lucruri împreună. Da, na, fiecare cum consideră. Ce ți alegi? Eu vreau... Din ăla, cum zice, crispy chicken, că nu vă l-am place. Dar nu vreau prea mult eu. Eu vreau un... chili cheeseburger, pentru că mi-e place să mănânc picant. Ah, da, dieta, apropo, să zic că suntem la dietă. Dar mâncăm de la Burger King. Da, ce-am mâncat? Păi de asemenea, ce dietă. Da, dacă este e așa, da, astăzi, da. Ba, eu am mâncat o gogoașă din aia, Berliner, plină cu ciocolată, nu într-o era, și avea și deasupra ciocolată. Cumpărată de soțul ei. Plus fulgi de ciocolată, cumpărată de soțul meu, apropo. Da, am cumpărat și gogoașe, așa este. Gata, am ajuns să dăm comanda. Ce vreau să adaug referitor la toată chestia asta cu bărbații, cred că depinde mult și de noi ca femei cum ne educăm copiii, noi ca mame. Dacă noi învățăm de mici să respecte femeile, să aibă grijă de ele, să fie grijuliși și atenți cu viitoarele lor soții atunci când vor fi adulți, bineînțeles că așa vor fi, pentru că ceea ce văd aia și fac. Exemplu contează foarte mult. Acum depinde mult și de educația oferită și de mai multe lucruri. Ce e la tehnologia și aici, de când treaba cu bacteria? Bacteria, de la una până la două. Bitușel. Păi da, și ăsta cu contactless, se plătește și toate numai... Îți trimit toți e-mail-uri de confirmări, de tot. Pa, acolo. Da, dar mulți repede. Da, asta e un punct bun. Adică depinde de, da, depinde de firme, magazine, da. Da, bă, acum nu are majoritate ca să supraviețească, da, da, trebuie, da, să facă asta. Da, da. Asta e singurul lucru bun din pandemia lui bacteria. Narcisist, iată. Ce n-are bine? Se laudă singur, nu pot să cred, eu muri lăudători. Așa. Ta-da-n! Mâncărica!
Am ajuns, între timp s-a și întunecat. Am ajuns mai repede decât trebuia, cu jumătate de oră. Să vedem dacă ne dă pachetul, de fapt pachetele, că sunt două. Dacă nu, va trebui să stăm să așteptăm, pentru că normal avem o rezervare să venim să ridicăm mobila la 19, de la ora 19 până la ora 20. Dar să vedem. Trebuie să așteptăm, nu ne dau comanda, pentru că am ajuns prea devreme. 15 minute mai de, înainte de... Da, și trebuie să așteptăm. Așa că stăm aici în mașină, ce să facem? Așteptăm! Ok. Alles klar. Vielen Dank Ihnen. Schönen Abend und schönes Wochenende. Danke, auch gleich fast. Ok, a trecut jumătate de oră, urmează să ne aducă coletele și după aceea să mergem acasă. Alo. Gata, ne dăm jos? Da. Da. Cât trebuie să las asta? Înseamnă că este desfăcut, dacă sunt trei cutii. Păi dacă aici e partea de la scaun? Sau nu. A, sau? A, nu da. Știu. Asta e partea... Deci nu, e masa, cred. Masa? Aici cred că e masa. Sau? Nu știu, în fine, lasă că vedem acasă. Mea, aia e de la scaun, e pusă, da. Uh-huh. Ok, hai să le punem, nu? Da, stai că trebuie să lăsa, așa zic că e din două bucăți, dar nu, e numai una. Trebuie să lăsa acesta. Ok. Uite, era o chestie când îi cumperi. Păi, na. Calitate. Să mă ține. Vrei să ieși copii? Da. Păi vreau, da, na. Știi ce înseamnă asta? Ascultă de bărbat, că bărbatul știe. Ok, asta cred că e mai grea. Nu, sau? Aia e mai grea. Că... Da? Uite scaunul. A, uite scaunul, credeam că e masa acolo. Da, da, uite scaunul. Ce ciudat cum arată așa și cum arăt. Am balat. E frig aici la mine, Germania, foarte frig zilele acestea, au voi. Am înghețat. Acolo sunt pachetele cu mobila, dar nu o să le desfacem în seara aceasta pentru că este deja târziu. Probabil le vom monta weekendul viitor pentru că mâine, cum îi ținem petrecerea lui Edi pentru ziua lui de naștere, nu o să avem timp. Cam acesta a fost vlogul nostru, vă mulțumim mult de tot pentru vizionare, vă dorim noapte bună și ne revedem în următorul filmuleț. Pa, pa!